Am luat o sticlă de as. Am luat 4 cutii de biscuiți. 3 cutii de biscuiți, așa cum ajung. Sfeclă roșie, fulgi de obăs, crem fușchi, am luat kiwi, 1 kg. Brânză feta am luat, o folosesc la macaroni cu brânză, la mămăligă, la scrob, o puteți folosi la orice, chiar și la plăcinte. Niște fileuri de porc, așa, afumate, foarte, foarte gustoase. Am luat 2 cutii de cașcaval, ciocolată KitKat, fructe uscate, morcov, 3 pachete de făină, 2 avocado, miere galbene și miere roșii, 6 cutii de castraveți, așa micuți, foarte, foarte gustoși, au un gust ca la Moldova. Prețul este de 1,29 € cutia. Așa, am luat niște bucăți de ton în sos de tomat, paștet, unt, am luat banane, 4 legături de banane, 2 cutii de iaurt cu fructe înăuntru, foarte, foarte gustos și cremos, 2 sticle de ceai, un suc de mere, frișcă, gel de duș, periuțe de dinți, pastă de dinți, niște alune sărate, 2 cutii de roșii cherry, poate cervețele umede, usturoi, ceapă roșie, ceapă, suc, niște ardei dulci, am luat aici niște cartofi frii înghețați, sare, capsule, înghețată am găsit așa cu 50 de cenți cutia, câte 12 bucăți, foarte, foarte gustoase. Aici am luat o pereche de Adidas și pentru Valeria am găsit 6,90 de la Lidl, am pantaloni, am găsit așa, o pijama i-am găsit, am luat și un maiou pentru mine. Am găsit hârtie de bucătărie, 4 cutii de lapte, bomboane, alune caramelizate, foarte gustoase, niște brioșe, Adidas, pire de tomat, zahăr, tomat concentrat, am găsit așa un fel de cârnați, foarte gustos cu usturoi și acesta tot, și un fel așa, niște gambe de pui, niște piepturi de pui, o sticlă de ulei, 6 cutii de macaroni mipina, smântână, roșii, asortii de biscuiți sărate, ouă și 2 cutii de pireuri, pireuri de pampers și cartofi.